Helvig. Ne întoarcem la el? La care, da, păi, vedeți, deci există o mentalitate că în spatele scenei lucrează așa o bandă fie de diavol, fie de îngeri. De, în ultima vreme sunt privit mai curând ca păi, diavol. Ca să înțeleg, vi se pare că, că greșește în ceea ce spune Helvig când vorbește despre securism? El are perfectă dreptate. Securismul este un risc. Mentalitatea securistă care persistă la nivelul populației, care cred că serviciile de informații sunt precum securitatea, le spune domnul Ioanis să-l aresteze pe un om pe stradă și o fac, filează după cum le vine lor bine și alte chestii, sunt, e un risc operațional pentru serviciu și o realitate socială. Realitate pe care unul o întrețină pofidă oricărei evidențe. Bun, dar acum, luând un ansamblu și știți cum e, dacă e să o luăm pe bune în ultimii 32 de ani, nu știu dacă am avut, nu cred că am avut 10 ani, nu legați, adunați de viața normală, de democrație. Nu e normal, că, iar implicarea serviciilor de informații în justiție, în mass media, în politică, în ce vreți dumneavoastră, numai cât am scris eu și e suficient, în operațiunea Noi Suntem Statul. Deci lucrurile astea au fost vizibile și n-au început odată cu Coldea, oricât mi-ar plăcea mie să-i slăvesc numele din când în când, ci de pe vremea lui Măgureanu. Și știți foarte bine. Până la urmă, avem un sistem în care investim un om cu foarte multă putere, cu foarte multe voturi, cu foarte multă speranță, președintele României, care când ajunge acolo, la Cotroceni, se trezește că are doar două pârghi. SIE și SRI. Și CSAT-ul, hai să zic, în măsura în care poate fi o pârghie. Și cam cu asta rămâne. Dacă n-are colaborarea primului ministru, stă cam singur pe acolo, pe la Cotroceni, și nici nu prea are mai unde să se plimbe, că de când suntem în Uniunea Europeană, nici mai avem pe cine vizita. Scuze că vă spun așa pe de-a dreptul, nu luați în nume de rău, dar aveți o mentalitate de tip securistă. O mentalitate de tip scolastic. Adică, în sensul că dumneavoastră separați clar acțiunile de conștiință. Sufletul e o chestie și trupul e o altă chestie. Nu, de ce? Eu o să vă spun... Dar de ce chiar... mi se pare că am făcut lucrul ăsta? Dimpotrivă, eu spun că... Chiar faptul că în rândul populației există mentalitatea aceasta că securitatea lucrează, creează realități. Creează realități inclusiv în servicii. Nu e scolastic ceea ce s-a întâmplat, binomul. Nu l-am inventat eu. N-am despărțit sufletul pur... Nu există separație între conștiința oamenilor și realitatea pe care ei o făuresc. Deci în momentul în care oamenii au asemenea concepții, ele se transpun, inclusiv prin faptul că unii ofițeri cedează și adoptă modalități de lucru periculoase. Păi eu de ce eu făceam instructaj? Ca să instruiesc demis să nu facă greșelile astea.